Și am ajuns la Bali Pudina. Aici vom savura o cafea minunată de luac. Uite-l. Uite-l. Okay. Aceasta este cafeaua coffee, de luac. This is mean whip fermentation. Pensi cum e. Se poate bea, dar pune sugar. Bună. Da, are parte o aromă. Da, și data trecută. Da, ce e? Are o aromă un pic diferită. Are foarte bună. 1, 2, 2. Super tare. No, no. It's okay. No. Cum să te așezi aici? Și să admir priveliște. Super. Bună dimineața din Ubud. Suntem la cazare, bineînțeles, cu Vicky și cu Cristina, două doamne foarte, foarte drăguțe, care ne însoțesc în grupul din, de aici, din Bali, Nusa Penida și Gili Travangan. Astăzi avem o activitate foarte frumoasă, mergem să degustăm o cafea cu luac și să ne dăm în renumitele leagăne din Tegalalang, adică terasele de orez de aici din Ubud. Suntem la suntem la Crișchenda Cotidies, un resort micuț și drăguț aici în Ubud. Cam așa se prezintă. O să vă arăt imediat și camera unde suntem noi cazați. Ia uitați. Foarte, foarte frumos. Floricica mai are puțin de lucru și o să ieșim imediat să vizităm această frumoasă localitate. Bună, bună! Ia uitați ce cameră frumoasă avem. Cu o baie super decentă. Ce faci? Lucrezi? Am terminat. Da. Da, ne pregătim de explorat cu Ubud, cu grupa, cu doamne. Haide! Și am ajuns la Bali Pudina. Aici vom savura o cafea minunată de luac. Și vom vedea tot procesul din care se face cafeaua de luac. Ok, hai să vă arăt animaluțul de luac. Stai liniștită! Ia uite-l! Uite-l! O, ce năniți! Ok! Acest proces vine din Etiopia. Acesta este un fruct de cacao. It's been washed and dried. Da, da, so we wash first with hot water. Ok.
Se spală cu apă caldă. After that we dry around a week under the sun. Se usucă o săptămână la soare. And then after it dry, we open it the skin. Așa, we take up the layers. Deci teoretic nu rămâne absolut. Because the capybin is still inside. Numai ceva ce absorbe. They're still covering by the dry skin. We need to take it all like this until we get only the red, the green bean inside. Mm-hmm. But we do with a machine. Păi, da, și o fac mecanic cu mașina. Until we get like this. And then we can do roasting. Later, I will show you the roasting process. Păi eu mai țin minte când se vindea în comerț cafea verde. Nu așa. Am aflat o chestie interesantă. Din coaja mangustinului se face ceai. Bineînțeles, din toate aceste plante se fac ceaiuri. Dar de asta chiar nu știam. Un lucru nou am învățat astăzi. Robusta și jos cafea arabică și acolo e plantă de piper. Mare, dacă e să arăți tu. Color turn brown. Okay. And then the aroma is inside. Pastei de vanilie. Mhm. Și când se usucă, din ea se obține vanilia pură. Și arată o floare de cacao. Sunt sortimentele de cafea. Aici sunt direct boabele puse la uscat. Pe urmă se îndepărtează pielea. This is not luwak. Not luwak. This is like cafea normală, neprocesată de aici. Aici este procesul de prăjire al cafelei. Ia uite. We put here and then we stir it like this. We're roasting for 45 minutes. We do it like this all the time. Se produce. After 45 minutes, the color of the coffee there turn dark. Până se obține culoarea aceasta. Do you want to do roasting? To take maronice. Some you want to try? Nu, m-am angajat să fac plante, cum? Do you want to use our traditional hat, maybe? Un triangle. Ia uite, Cristina, pot să pun asta? Da, dar nu pun așa, da. Tradițional. Da, deci... Ia uite-te la mine. Așa, fă cu ăla. Stai. Super. Rămâi și tu aici, Mari? Da, așa se măcina cafeaua în trecut. Și ia uitați aici. Ia uite. Do you drink coffee? You drink coffee? Yes, yes. Yeah. Bem cafea, bem. Da. Palpă la macină. Uite și coaptă cu parte mai închisă. Mhm. Nu, uite și da. Uite și cafea. Boabele de cafea, bineînțeles. And the honey process, that means we take or we use only the red coffee berry, and then the red skin of the coffee we need to take out. Acest moment se folosește mașina industrială de prăjire a cafelei pentru că poate selecta temperatura de prăjire. Natural process. În acest fel se poate obține diferite arome ale cafelei. Okay. Aceasta este cafeaua de luac. This is mean we fermentation inside of the water. Mirosim și cafeluța. Do you grow coffee in your country? No. No? No. Where do you come from? Ia, uitați aici. Sunt foarte multe albine negre care nu au ac și produc o miere mai acrișoară decât cea obișnuită. Și în interiorul acestui copac se este miere, dar bineînțeles că nu se extrage niciodată. În schimb... au locuri unde se produce această miere și cu ajutorul căreia se procesează tipul de cafea care se numește honey coffee. Aici este turmeric și foarte multe plante. Ca o grădină de condimente, de fapt, aceste plantații de cafea. Foarte interesant. Aceasta este o plantă de ananas și ne spunea băiatul de aici că o plantă produce un singur fruct de 2 ori pe an. Dar nu în perioada asta, în mai.
Ce căbănuțe drăguțe. Mergem să degustăm ceaiuri și cafea acum. Poate încercăm și o cafea luac. Ia uite, avem aici o masă drăguță doar pentru noi. Nu-i multă lume, din fericire, deși este sâmbătă. Ia să vedem. Mi-aduc aminte de acum 4 ani. Că am stat undeva tot aici sus. Ce drăguț! Totul foarte verde, mult verde în Bali, tot timpul anului. Bali, Pulina. După tur ne-am oprit să bem cafea, spre deosebire de acum 4 ani când am fost prima oară. Pachetele pentru degustare nu mai sunt gratuite, sunt 60.000 separat pentru ceaiuri, 60.000 pentru cafea și bineînțeles că ne-am comandat și noi și ceaiuri și cafea, nu pentru degustare, ne-am luat ceai de mangustin, ceai de turmeric, un desert tradițional, vă arăt imediat. Din făină de orez cu cocos și zahăr brun, cue ucur se numesc, sper că pronunț bine, așa că ne bucurăm de priveliște și așteptăm să vină comanda. Costi, era frică că te îngrași. Da. Asta e cafeaua de luac. Da. Nu e cafea. E cafeaua de luac, cafea. Asta, da. Luați și limba. Thank you. Wow, black porturile. Turmeric. Turmeric. Yeah. Eu, da? Da. Și acolo duce. Ce drăguț. Thank you. Thank you. Și ăla e zahăr lichid. Yeah. Să adaugi zahăr pentru ce e? Dacă se pare că e nu e suficient de dulce ceaiul. Cred că nu se spune. Yes, cum e. Se poate bea, dar pune sugar. Bună. Da, are parte o aromă. Dar și data trecută. Ce e? Are o aromă un pic diferită, dar e foarte bună. La final puteți cumpăra și o cafea de luac. Bali Pulina Plantation. 150 de grame de cafea de luac, numai 690 de mii de rupii indoneziene, adică undeva la 200 de lei. Super! Ei, hey, am ajuns la Leag, ia uitați ce frumos și bineînțeles că și-a făcut și Cristina curaj să se dea în Leag, doar ea. Ia uitați. Wow. Cristina și-a făcut curaj și va încerca dunatul leagăn aici de la terasele de orez. Super tare. No. It's okay. Woo. Wow, super tare! Mama! Fine! Spectacol! Wow! Cristina are o sesiune și de poze aici la Chicken Nest. Este un spectacol. Niște view-uri minunate. Ia, uite că pot să merg și pe bicicletă aici. Ce tare! Foarte drăguț. Am coborât și pe terase.
superbă zonă. Wow. Wow. Ia uite. Cum să te așezi aici și să admiri priveliște? Super. Deci aici a fost filmat Big Trail Love la bătrânelul Chetut când venea Julia Roberts să le ceară, să-i ceară sfaturi. Ia uitați! Foarte fain! Da. Foarte frumos! Ubud Art Market. Suntem la degustare de fructe, am încercat vici și angustin și o să încercăm și durian. Încercăm și sugar apple. Ia. Hai că ne desface durian, am luat și un durian minunat. Ia. Încercăm și minunatul durian. Cum e Cristina? Mai are multe alune. Ok. Se nucă. Are bun. E bun? E bun. Da? Da. Și numeroase urât ai văzut. Nu numeroase deloc. Super. Închidem vlogul dragilor de aici din Ubud. Ne-am plimbat foarte, foarte mult, a fost foarte, foarte frumos la Ballyporina și la Tegalalang. Așa că țineți aproape, ne vedem în următorul, nu uitați să intrați pe pagina noastră pe site-ul nostru oficial www.travelist.com, pentru că din toamnă dăm drumul la spectacol în America Latina.